Bună ziua și bun găsit la emisiunea Oameni Faini la Brașov. Sunt Cristi Florea, iar astăzi vom începe să discutăm despre candidaturile la parlamentare, dar și la președinția României. Astăzi vom discuta cu domnul Ionel Goidescu, reprezentantul SOS, candidat la Camera Deputaților. Bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc mult de invitație! Domnule Goidescu, ați decis să intrați în SOS, Partidul Dianei Șoșoacă. Cu ce gânduri, ce v-a determinat? Bănuiesc că, fiind un partid în ascensiune și având destul de mulți adepți, vă gândiți că sunt șanse mai mari. Am intrat în această competiție susținut de partidul SOS România, un partid fondat de doamna Diana Iovanoviș Șoșoacă, un partid care este fratele mai mare al ADN, este un partid care se recomandă în zona patriotică, naționalistă, conservatoare, suveranistă, la fel ca zona pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am propus-o ca activitate de o perioadă mai lungă de timp. Mă regăsesc întru totul în acest proiect politic și cred că mă reprezintă în același timp. Și cred că partidul SOS România va fi formula care va coagula toate forțele care cred în patriotism, în România mare, într-o Românie puternică, într-o Românie suverană. Da. Este un partid desprins într-un fel din aur. Că a existat aur mai întâi, apoi doamna Șoșoacă a luat-o pe un cont propriu. Nu este probabil despre... nemulțumită și de ceea ce se întâmpla la aur, pentru că acolo, nu știu, mai văd decât este... mai scandal, haos, nu știe nimeni acolo ce și cum, te duci, muncești în campanie electorală, ești pe liste, pe loc eligibil, bagi banii, după aia te trezești că te-au sărit vreo 10 locuri, te-au sărit și au băgat pe alții, adică acolo au intrat doar preferații conducătorilor de la București. Ați definit în mare măsură starea actuală de la Partidul Aur. Stil dictatorial, așa de se poate. Partidul SOS nu s-a rupt în niciun fel, nu este niciun fragment al Aur, al Alianței pentru Uniunea Românilor. Este un partid născut separat. Mai mult de atât, Diana Șoșoacă, Diana Iovanoviș Șoșoacă, doamna Diana Iovanoviș Șoșoacă, este cea care a tras și a adus multă simpatie în zona Aur. Drept dovadă că au intrat doi europarlamentari la alegeri. Nu numai, dar vorbim de alegerile parlamentare trecute. Dânsa cu un grup de oameni patrioți, și aici pot să dau cel puțin două nume, pe Ciprian Ciubuc, deputatul Ciprian Ciubuc, și pe Raisa Enache, deputat, au fost cei care au tras mult pentru partid și grupurile din jurul lor. Deci, altfel spus, doamna Șoșoacă a pus bazele unui electorat naționalist, patriotic în construcția AUR. În niciun caz invers. Acum, faptul că AUR, vedem pe ce cale ia, modul în care dânsii gestionează lucrurile, relația cu candidații, cu oamenii, cu membrii de partid și toate chestiunile care se întâmplă, categoric lasă un loc extraordinar de generație pentru un proiect politic separat, cum este SOS România. Da, și cei de la Aur o să pierdă barba lor. Și clar că SOS poate profita de acest aspect, pentru că sunt într-un fel pe aceeași nișă. Am să vă mai spun un lucru, pentru că eu m-am alăturat acestui proiect politic, care de fapt este o mișcare. Dacă vă aduceți aminte, cu o perioadă de timp, doamna Diana Iovanoviș Șoșoacă a dat curs unor invitații de a crea un pol suveranist, de a crea o mișcare mai largă suveranistă împreună cu toți cei care, cu toate partidele care se
pretind că se regăsesc în această zonă politică. Pentru mine a fost un semnal suficient de atractiv, să spun, ca să mă uit cu alți ochi vis-a-vis de acest proiect politic. Și îmi dau dreptate că, analizând la vremea respectivă acest context, am luat hotărârea cea mai potrivită de a mă alătura acestui proiect politic, în prima fază ca un simplu susținător, ca voluntar, ca un om care cred că este singura direcție care poate duce țara asta în direcția dorită. Deci, din acest punct de vedere, sunt conștient și sunt convins că este un proiect care poate să fie de succes. Mai mult de atât, văd evoluția de acum 2-3 luni de zile până astăzi. S-au alăturat acestui fenomen, până la urmă, a mișcării acestea politice, s-au adăugat un număr însemnat de oameni. Văd la candidaturile depuse pentru parlamentare oameni din toate categoriile sociale, oameni cu prestanță, oameni cu pregătire, oameni integri, oameni cărora poți să le dai, să le acorzi încrederea și să le dai votul. Deci pentru toate aceste chestiuni, eu cred că, încă o dată revenind, că acest proiect politic, această mișcare, va fi un proiect de succes. Domnule Voidescu, de ce ar vota brașovenii SOS și nu PNL, PSD, AUR, Forța Dreptei? Pentru, în primul rând, pentru, eu aș, dacă ați întrebat de brașoveni, aș să dau un răspuns foarte clar și concret. Pe lista de candidaturi de la Senat, pe prima poziție, cel care deschide lista este domnul profesor dr. Florian Colceac, cel denumit și antrenorul de genii. Un om cu o pregătire extraordinară, un om recunoscut în toate mediile universitare și nu numai atât. El este denumit antrenor de genii pentru că de-a lungul timpului a pregătit generații întregi de copii supradotați. Însuși președintele partidului, doamna Diana Iovanovișoșoacă, i-a fost elevă domnului profesor în clasa a 5-a. Deci este un atu extraordinar ca să poți să reprezinți sau să ceri votul la Brașov, da, aducând în discuție candidatura domnului profesor dr. Florian Colceac. Este și pentru mine, a fost și este o onoare, și nu numai pentru mine, dar pentru toți colegii noștri este o onoare să fim alături de domnul profesor. Mai mult de atât, de ce să voteze brașovenii? Pentru că partidul SOS România n-a fost niciodată la guvernare. Vedem ce timpuri trăim, vedem problemele cu care se confruntă, cu care ne confruntăm ca societate, ca nație până la urmă, toate aceste presiuni, toate aceste probleme legate nu numai de traiul de zi cu zi, legate de însuși existența națiunii noastre și vedem presiunile la care suntem supuși din toate părțile, sunt chestiuni care dă o notă distinctă proiectului nostru politic, dă greutate și totodată consistență acestui proiect. Eu cred că sunt suficiente argumente ca brașovenii să voteze partidul SOS România. Și aș putea să dezvolt mai mult de atât calitatea celor care sunt alături de noi în acest proiect. Văd în ultima perioadă venind oameni alături, da, și susținându-ne chiar. Acest lucru nu l-am mai întâlnit până acum și, slavă Domnului, am tot candidat de-a lungul timpului. Și mai mult de atât, de ce spun că această mișcare capătă din ce în ce mai mult consistență? Văd oameni care nu sunt neapărat membri de partid, dar ei vin și susțin, sunt conștienți că Diana Iovanovișoșoacă și partidul SOS poate să fie varianta de schimbare în peisajul politic românesc și varianta care să poată să aducă consistență și multă greutate actului, chiar de guvernare în fond. De ce nu? Eu sunt convins că toate aceste aturi pe care noi le avem ca partid politic, da, având în vedere profilul doamnei președinte, da, profilul de luptător în fond, de patriot convins, de un om cu putere extraordinară de muncă,
Toate aceste aturi, cu siguranță, eu cred că vor da de gândit brașovenilor. Da, da, în momentul de față. Puteți să-mi dați niște exemple, nu știu, un parlamentar care reprezintă cu adevărat Brașovul? Păi pentru că avem PSD, PNL, USR. De la USR chiar cunoașteți vreun parlamentar? E o întrebare destul de delicată. Sincer, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Bănesc că dumneavoastră știți mai multe și doar vreți să-mi întindeți o capcană. Clar că nu sunt oameni care să fie cu adevărat reprezentativi. Patrioți, cum spuneți dumneavoastră. Nu? Că se bazează și pe patriotism. Nu numai. Uitați, dacă tot m-ați provocat cu această întrebare, stau și mă gândesc totuși, da, să găsesc un parlamentar care într-adevăr a făcut ceva, care s-a remarcat prin ceva. Nu știu. Chiar avem vreo câțiva care au fost la pușcărie? Avem vreo câțiva cum s-au remarcat? Sigur, în sensul bun al cuvântului, să aducă un plus pentru comunitate. Și chiar este interesant, până la urmă, chiar am să urmăresc și că datele sunt publice vis-a-vis de activitatea fiecărui parlamentar și va fi o temă de discuție pentru... Bine, pentru sunt mulți care, dacă perioada de campanie, se face o analiză strict pe intervențiile din Parlament, e plin acolo. Și-au pus semnătura pe nu știu câte legi, dar efectiv să inițieze personal o lege, nu, că așa știți cum este Parlament. Vine unul, vreau și o semnătură aici pentru proiectul ăsta de lege. Și automat ești trecut că sunt acolo, da, sunt inițiator, că am semnat. Da, e clar, aveți dreptate. Da, strict, efectiv, eu nu-i văd, eu mă duc, eu sunt singurul din Brașov, dintre jurnaliști, care merge cel puțin o dată pe lună în Parlamentul României. Și mă uit să văd ce și cum, cine este activ și vreau să vă spun că mulți nu vin, nici nu se prezintă, acolo, da. Nu dau pe acolo. Păi, vedeți, dacă discutăm numai despre ceea ce găsim ca și actuali... Da, Marea Mareș, vă spune ceva, domnule Voidescu? Ați auzit de tânăra asta? Am auzit, dar nu spune nimic special. Da, e din Făgăraș. Că... E din Făgăraș și candidează la PNL. A mai fost 4 ani deputat de Brașov. Adică s-a aterizat direct în Parlamentul României, că așa se întâmplă la noi, la partidele mari. Ai terminat școala, te face ori mama, ori tata, te face parlamentar. Că așa e frumos în România. Deși nu știi să faci absolut nimic. Nu ai făcut nimic. Dar te trezești în Parlamentul României. Eu cred că de data aceasta, cu atât mai mult cu cât oferta electorală este mai largă, brașovenii vor avea ce să aleagă. Și sunt convins că vom avea, sigur, șansa o avem toți, dar vom avea o susținere destul de largă. Pentru că, așa cum spuneam, venim cu propuneri de oameni care merită cu adevărat să fie votați. Vorbeam de domnul profesor dr. Florian Colceag. La Senat este colegul nostru pe locul 2, Dumitru Cuibar, la fel un om inginer cu doctoratul luat și tot așa mai departe, oameni cu pregătire. Un om integru, exact. A fost și consilier municipal o perioadă de timp. A fost. E cunoscut și băiatul lui, care un băiat cu bun simț, cu minte. Sigur, Iulian. Iulian Cuibar, jurnalist. Sigur. Familia Cuibar, o familie de oameni integri. Da. Deci sunt destule argumente pentru candidatura noastră. Da, de ce credeți că a fost scoasă din joc la prezidențiale doamna Diana Șoșoacă? Am să vă spun ceea ce știu eu. Da? De când o cunosc pe doamna, am suficiente argumente să spun că este omul potrivit și ar fi fost omul potrivit să fie președintele României. O putere extraordinară de muncă, un patriot desăvârșit, un om uman până peste cap, un om care cu credință în Dumnezeu,
este exact ceea ce înseamnă profilul patriotului român, al omului care ar da substanță patriotismului, un om care e animat de dorința să facă, să ajute, și avem suficiente exemple din punctul ăsta de vedere. Deci vreau să argumentez faptul că este omul potrivit, așa cum pot să analizez eu în câte cunoștințe și discuții am avut cu dânsa. De ce a fost scosă din candidatură? Păi clar că este un abuz. Toată lumea, mai puțin Orban, Sică, celebru Sică Mandolină, da? Care comenta așa într-o bătaie de joc. În rest, tot ce am văzut ca și comentarii, consideră că este un abuz fără limite interzicerea dreptului de candidatură al doamnei... Așa consider și eu personal, că indiferent, pentru fiecare își face campanie cum dorește, folosește cuvintele pe care le dorește, politica respectivă, dar eu un singur lucru spun. Ca un jurnalist de pe margine, cu ce este mai periculoasă Diana Șoșoacă decât George Simion, Ciolacu, Ciucă, Ludovic Orban sau alții? Categoric nu, în niciun caz. Dar de ce a fost scoasă, totuși, ca să răspund la întrebare? Păi, e clar că nu este dorită. Clar că încurcau foarte mult socotelile globaliștilor până la urmă, că dacă ne uităm spectrul politic împărțit categoric în două, pe de-o parte globaliștii... Și stătea destul de bine în sondaje și, în primul sigur, rând, afecta... Eu cred că avea șanse să intre în turul 2 și, intrat în turul 2, să crea o altă emulație. Nu știu dacă eu cred chiar că... erau șansele de turul 2, dar oricum aveam un procent destul de ridicat. Chiar l-aș putea considera peste cel de la AUR, de exemplu. Și poate că asta a fost și joaca. Poate că asta a fost și interesul. Să fie scoasă, tocmai să rămână George Simion. Adică nu este de... Păi vedem până la urmă că lucrurile sunt deja derulate în public, nu? Înțelegerea între PSD și AUR. AUR a devenit roata de rezervă în proiectul prezidențial, cel puțin, al PSD-ului. Avem suficiente argumente, am văzut declarațiile lui George Becali, în care spune foarte clar că s-a gândit această mașinărie în așa fel încât să fie dus George Simion în turul 2, ca să aibă o sarcină mai ușoară, mai facilă candidatul PSD-ului. Deci nu mai suntem în cadru democratic, dacă să intri cu astfel de măsuri administrative în viața politică, să dictezi până la urmă poporului, cetățenilor, din cine sau pe cine să aleagă și pe cine nu are dreptul să aleagă. Deci, practic, lucrul acesta arată că democrația a fost călcată în picioare semnificativ de această dată. Eu sper ca instituțiile statului să se sesizeze, pentru că acest abuz nu trebuie lăsat nepedepsit. Eu mai mult de atât cred totuși că instituțiile europene, cele care au fost sesizate de doamna președinte, își vor face datoria și vor îndrepta această nedreptate. Și că, în fond, doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă va putea să candideze la alegerile din această iarnă. Da. La PSD, primul pe listă, prima, de fapt, este o doamnă, este vorba despre Ariana Bucur. La PNL, domnul Sebastian Rusu. La AUR, un tip Dan Tănase, venit de Primureș, nu știu cine e, mai exact. Așa, și la USR, cap de listă este Alen Coliban, care a fost primarul Brașovului 4 ani. Vi se pare că merită vreunul dintre cei pe care vi-am prezentat? Deci categoric sunt contra candidații mei și îi tratez cu respect în fond. Sunt, dar e vorba și de ce au în spate, adică dacă au ceva greutate. Că... Da, păi vedem profilul candidaților, a spus de doamna Bucur. Este un om responsabil, un om care a avut responsabilități publice de-a lungul timpului, un om care, din punctul meu de vedere, poate fi votat.
La PNL, actualul viceprimar n-a performat în mandatul de viceprimar, bănuiesc că este așa o alegere a unui om mai neutru și mai care nu încurcă socotele și ca atare a fost preferată în această competiție. Mai este o variantă la politică. Când vrea cineva să scape de tine, te promovează. Posibil, da. Și aici cred că au fost suficiente forțe. Suficienți oameni care au fost să-l promoveze. Cât privește pe... Sigur, candidatul AUR, am văzut la AUR cel puțin că sunt aduși din afară. Dar numai din afară, da. Nu, un candidat. Adică Brașovul chiar nu are candidați și trebuie să vină alții din alte județe. Adică nu sunt destui oameni importanți în... Oameni de afaceri, universitar. Înțelegem că selecția la AUR s-a făcut pe criteriu financiar, în primul rând. Da, 60.000 locuri. Probabil că cine am văzut că a confirmat și inclusiv George Simeon că a fost de bani. Și a costat 60.000 de euro locul. Și atunci s-au calificat tot cei care au avut capacitatea de a plăti aceste locuri, ceea ce este un lucru. Deci dacă ai bani, duci la AUR. Ca să ai bani, exact. Să cumperi locul. Adică să cumperi locul de... Și acum stau și mă gândesc că probabil la fel s-a întâmplat și la locale, atâta timp cât au fost săriți din schemă cei care au fost pe teren, care au muncit, care până la urmă și-au rupt din timpul lor pentru partid. Și ca să fii scos, să faci loc apropiaților lui George Simeon sau altora, mi se pare așa că și-au bătut joc cam de ei, de candidați. Nu știu ce încredere poți să mai aibă un partid de genul acesta, să te duci să te înscrii acolo, când știi că azi ești promovat și muncești și dintr-o dată te trezești în spatele clasei. Da, din păcate asta este o meteahnă a celor de la AUR. Am văzut câți oameni au fost înlăturați după din cei care își câștigaseră mandatul prin votul cetățenilor. Am văzut la Consiliul Județean trei consilieri aleși cărora nu li s-au validat mandatele. Și cum spuneam, trei aleși care au muncit. Care au muncit, care nu au poți să le s-au străduit, acest care, drept. Care au ieșit în fața oamenilor și au spus, uite... Adică trebuie măcar de la început să le spună, mă, nu sunteți buni ca și candidați, vă dați la o parte pentru că noi vrem pe alții. Dar nu poți să lași să se ducă, să facă campanie, să scoată un scor bun cât să intre în Consiliul Județean și apoi să-l dai la o parte. Da, eu cred că cetățenii vor sesiza acest amănunt și vor sesiza faptul că, practic, AUR a devenit o afacere mai degrabă decât un proiect. O afacere de familie a lui George Simeon și apropiaților lui. Despre Alen Coliban? Alen Coliban, sigur, el trebuia să-și găsească locul undeva. E clar că un loc de muncă, nu? Că când a intrat în Senat, într-un an a avut un venit de 3200 de lei. Deci e clar că trebuie să mai primească și el un ban de undeva. S-a învățat totuși. Sau poate merge în șomaj acum, cât mai are 2-3 luni, poate intră în șomaj. Da, ar fi trebuit... Ar câștiga mai bine decât lua el înainte să intre în Senat, 3200 de lei. Cu siguranță banii de șomaj l-ar ajuta. Corect ar fi fost ca Alen Coliban să-și continue proiectul administrativ local. Eu așa consider, odată ce a intrat în această... Practic i-a păcălit pe alegătorii lui, plecând la București. Da. Și a văzut propriul interes. Se ducă să mai facă niște bani acolo și... Această candidatură a lui Alen Coliban va însemna practic sfârșitul proiectului... Carierei politice, da. Pentru el, dar și pentru USR. Corect așa ar fi fost. Să-și vadă în continuare să meargă mai departe. Să lupte cu George Scripcaru. Sigur. Așa e corect. A spus că George Scripcaru n-a fost bun. Sigur, și-a avut, o spun și eu, da? Am suficiente argumente și o spun în continuare. Eu sper că actualul primar, să fac o paranteză, a învățat din greșelile trecute, trecutului chiar, și că va regândi toată atitudinea vis-a-vis de ce înseamnă actul de administrație publică. Mai uitasem un candidat, apropo, să nu uităm, pe domnul Gheorghe Lovițeanu, din partea Forței Drepte. Da. Este și dânsul. Este și dânsul. Atât? Spre un fost ministru, că este și dânsul. Da. Faptul că proiectul ăsta mai... Dar la prezidențiale cu cine votați, domnule Goidescu? Că cu cine votează, nu știu, membrii SOS? Cu Diana Iovanovici Șoșac. Păi, dar dacă nu este înscrisă... O trece. Cu pixul? Cu pixul, da. Să înțeleg că toți membrii de la SOS vor trece cu pixul Diana Șoșoacă?
Ar fi o chestie interesantă. Această nedreptate nu va rămâne nepedepsită chiar. O să vedeți care... Da, dar lucrurile nu se mai pot întoarce, se pot repeta alegerile, adică s-a dus, eu startul sper, este pierdut. Eu sper în continuare că este încă timp suficient ca această hotărâre nedreaptă și nedemocratică să fie schimbată prin presiunea unor foruri exterioare. Și dacă se schimbă, ce credeți? Că vom avea prima femeie președinte? Dar de ce nu? Ce trebuie doamnei să fie președinte? Sau ce nu are? Ce nu are? Are soț acum. Scuze, ca să fac o paranteză. Acum nu are soț, că a divorțat, am înțeles de domnul. Sau divorțează ceva de genul. Da, nu știu dacă criteriul ăsta este esențial pentru profilul unui viitor președinte. Sau poate... Păi nu ați observat că domnul Iohannis o plimbă pe doamna Carmen peste tot în lume. A arătat ce înseamnă să fii un președinte adevărat. Să vezi toată lumea. Păi vedeți cu atât mai bine. Doamna Diana nu va avea o cheltuială în minus. Până la urmă va fi mai bine pentru buget. Mai suplă pentru bugetul țării. Da, corect. Bună constatarea. Da, domnule Guedescu, un proiect pe care vreți să-l implementați ca parlamentar, nu știu, ceva poate... Sau ce credeți că îi lipsește Brașovului? Ce ar trebui făcut ceva din calitate de parlamentar? Că l-am văzut pe domnul Simion că reduce dobânzile la bănci. Totuși, să fim serioși, rolul unui președinte nu este să reducă dobânzile la bănci. Nici să construiască case, nici nu... Deci sunt niște aberații, eu n-am văzut până acum, nu știu, e un circ total în țara asta. Da, fiecare încearcă să-și atragă, cum să spun, un electoratul captiv, plecând de la nevoile și necesitățile cetățenilor. Sunt multe proiecte pe care o să le aducem. La momentul potrivit o să le aducem în discuție, la momentul potrivit o să venim și cu un program politic consistent, inclusiv pentru Brașov. Sunt multe lucruri care pot fi reglate cu ajutorul intervenții parlamentare. Sunt alte chestiuni care nu depind numai de Brașov. Eu, de exemplu, dacă mă întrebați așa un proiect care ar putea să aibă consistență, ar fi chiar legat de subvenția partidelor politice. Eu le-aș tăia. Tocmai. Adică este... Mi se pare o prostie ca lunar, de exemplu, PSD-ul să primească 1 milion de euro. E o sumă enormă. Pentru ce? Ca să stea niște șmecheri pe la partid, pe acolo, să bea cafea și să fumeze? Aceste cheltuieli creează o povară suplimentară bugetului public și, în fond, cetățenilor care plătesc, practic, aceste salarii. Deci este o nedreptate cruntă. Și este, nu mai este. La alegeri este de înțeles. În perioada alegerilor sau pre-campaniei, cu o lună, să zicem, da, să fie niște subvenții pentru partid. Dar să ai pe toată perioada anului lunar câteva milioane de euro alocați efectiv aiurea ca să trăiască niște șmecheri pe la stat, mi se pare cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor. Deci îmi dați dreptate că este un proiect care poate fi cu siguranță susținut. Și cred că toți românii ar fi de acord dacă ar intra în Parlament un astfel de... să și treacă. Ar fi un câștig pentru România. Am impresia că mai este. Cred că a mai depus cineva. Nu mai știu ce partid. Cred că a mai depus un proiect de lege privind tăierea subvențiilor. Vedem că practic cu banii cetățenilor sunt mințiți cetățenii, pentru că acești bani, printre altele salarii și alte cheltuieli legate de zona aceasta, da, sunt bani care se duc în zona publică indirect prin televiziuni, prin presă, da. Prin presă, prin vectorii media, da? Adică cetățeanul plătește PSD, PNL și toate partidele parlamentare care la rândul lor plătesc acești vectori de imagine care practic aici vreau să intervin un pic și apropo de presă. Ca să fie clar, în general nu ajung bani la presa din țară, să ne înțelegem. Sunt bani care merg la ziarele foarte mari centrale și televiziunile centrale. Să nu aveți impresia că împart partidele bani pe la ziarele locale din județele din țară. Sunt convins de lucrul ăsta. Sau dacă apar, mai apar firimituri. Dar nu, banii merg la cele mari. Deci 3-4 televiziuni, adică acolo se concentrează, plus panouri, plus în zona publicitară, nu neapărat presă. În zona de Facebook, aici trebuie făcut un pic de diferență, că nu neapărat presă. Este Instagram, este Facebook, Twitter și așa mai departe.
Într-adevăr, se bagă foarte, mai ales în Facebook, se bagă foarte mulți bani. Mai degrabă, cred că toată lumea ar fi de acord ca, decât în Facebook, mai degrabă să fie în ziare locale, că acolo sunt niște angajați, se plătesc niște taxe la asta și rămân măcar bani în România. Dar la Facebook se duc. Da, sunt multe lucruri legate de, sunt multe consecințe legate de această cheltuire inutilă a banului public prin subvențiile acordate partidelor politice. Eu cred că asta ar fi unul dintre proiectele cu greutate care ar trebui aduse în discuție cu prioritate. Să lași șansă egală tuturor, da, și partidelor mici, și partidelor mari, și partidelor care acum încearcă să crească, și tot așa, altei care vin din urmă. Deci, dar din punctul acesta de vedere este din start o nedreptate și o competiție inegală. Pe unii să-i finanțezi cu bani mulți, da, și pe alții să-i lași să chinuie din practic cotizații și micile donații care vin la partide. Corect. Da. Sunt multe lucruri care sau multe proiecte care pot fi aduse în discuție. În momentul oportun o să le aducem și în dezbatere și... În regulă. Da. A fost domnul Ionel Goidescu, candidat la Camera Deputaților din partea SOS. Sunt Cristi Florea, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să urmăriți Transilvania 365. Zi frumoasă!